Lentila de contact cu Stelian Tănase. Dragi prieteni, bun găsit! Dezreport, Radio Classic, Stelian Tănase, pilula săptămânii, adică lentila de contact. Vom vorbi astăzi despre un scriitor pe care eu îl iubesc foarte mult și cred că și pentru dumneavoastră este foarte popular, și anume Panaiti Strati. E bine, vestea bună este că am început să scriu o carte despre viața lui Panaiti Strati. Strâng documente de mai bine de 20 de ani, arhive, ziare, cărți, reviste, tot ce se poate imagina despre eroul meu din această carte, Panaiti Strati. Personajul e foarte interesant, este fascinant, chiar mă gândeam să-i spun fascinantul Panaiti Strati. Plin de contradicții, un om care a avut un zigzag al convingerilor, credințelor lui, care îl face într-adevăr foarte spectaculos. Nici nu știi de fapt cu cine ai de-a face. Era un om care se răzgândea ușor, era un om cu care greu te puteai acomoda, pentru că, de pildă, în prietenia lui cu Nikos Kazantzakis, au stat amândoi 16 luni în Rusia sovietică, până la urmă s-au despărțit, cum s-a spus, fără să-și strângă mâna, fiecare având propria sa viziune asupra Rusiei sovietice. La un moment dat, o supărare, o tensiune a apărut între ei, pentru că Panaiti Strati se răzgândea tot timpul. Hotărau mâine, de pildă, să meargă la Kiev și el spunea: nu mai merg la Kiev, vreau să rămân la Moscova. Sau nu mai luăm în nord, spre Murmansk și Arhanghelsk, ne ducem în Crimea. Și făcea asta și la un moment dat Kazantzakis a fost destul de iritat de lucrul ăsta. Nu mai spun că amândoi era însocit de câte o femeie, iubita fiecăruia dintre ei, și era greu să armonizezi programul a 4 oameni dacă nu aveai o anumită continuitate. Acesta era Panaiti Strati, instabil, era un poet al Orientului, era un om care aparținea, am să vă spun ceva acum, al culturii orale, venea din basme, din povești, din ce s-auzea în Balta Brăilei, la cotul Dunării, în delta Dunării, această cultură care trăia încă în Evul Mediu, care nu era până la urmă, până în totalitate, o cultură a cuvântului scris. Aceasta e lumea lui Panaiti Strati. El vine cu aceste legende, cu aceste povești, cu aceste basme în literatură și impresionează Occidentul, pentru că este cu totul altceva ce propune el. Nimeni nu scrisese așa până la el, nimeni nu exploatase acest filon. Hai să începem cu începutul. Panaiti Strati, la nașterea lui, n-a avut nicio șansă să reușească. N-a avut nicio șansă să auzim noi astăzi despre el. N-a avut nicio șansă să facă avere, să devină glorios, să fie cineva, să se impună, să fie respectabil. Venea dintr-o mamă analfabetă, spălătoreasă cu ziua la Brăila, era din Baldovinești, un sat din apropiere de Brăila. Strati însuși era copil din flori, să nu imaginăm pe maică sa, dăsculță, umblând prin Brăila cu mâinile pline de leșie, așa se spălau rufele atunci, pe la diversi clienți. Strati a iubit-o foarte mult, a fost nu preocupat, obsedat de ea. Ar trebui să nu o supere niciodată, în niciun fel, ceea ce nu s-a întâmplat, pentru că Strati avea o fire de vagabond. Era un vagabond. Asta iubea cel mai mult, să vagabondeze. Și nu o spun în sens peiorativ, era un om care îl apuca dorul de ducă și se ducea unde vedea cu ochii, se ducea în Egipt, se ducea la Istanbul, se ducea în insulele grecești, se ducea în Mediterana, în Levant. Nu putea să-l oprească nimeni, nici maică sa pe care o adora. Nici el n-a avut școală. A făcut 4 clase, deci avea 4 clase, cum se spunea odată, dar a făcut, de fapt, i-a făcut în 6 ani, că de 2 ori a rămas repetent. În primii 2 ani nu s-a acomodat la școală, nici nu se ducea, umbla, vagabonda pe malul Dunării, spre groaza maicăsii, care s-a dus la școală și nu l-a găsit. Trebuie să mai spunem că Panaiti Strati, deși noi nu spunem asta cu gura, adică prea apăsat, era jumate grec, era jumate român. Era copil din flori. Tatălui era grec din Kefalonia, o insulă în Marea Ionică, în vestul Greciei, în vestul peninsulei grecești, de unde se trăgea și un bunic al lui Caragiale, trebuie să vă spun, Kefalonia. Mă gândeam să mă duc până acolo, să văd. Am făcut cu toate cărțile mele, m-am dus în locurile unde se întâmplă acțiunea. Am scris o carte despre căderea Constantinopolului și am fost de nu știu câte ori la Constantinopol să văd zidurile, palatele, să localizez unde s-a întâmplat una și alta. Fac lucrul ăsta și îmi face plăcere și unul din gândurile ultime pe care le am este să mă duc în Kefalonia cu Elena, nume grecesc, nu? Și să vedem locurile tatălui lui Panaiti Strati, Kefalonia. Ce era tatăl lui? El scrie în actul de naștere precupeț, dar el era un contrabandist. Trafica țigări și tutun din Turcia, pe vremea aceea Imperiul Otoman, încă era Imperiul Otoman. Strati e născut în 1884. Și când, oricum Imperiul Otoman era pe cale de extinție, era în agonie și era o agonie de 100-200 de ani, dar tatălui aducea tutun și țigări din Turcia, pe care le comercializa Braila Galați, Cotul Dunării, în acea zonă. Se pare că era bun meseriaș, pentru că nu mergea chiar rău, dar nici nu era, să ne imaginăm, vreun traficant bogat, vreun Al Capone, un Terente al Brailei. La un an după nașterea micului Gerasim, pe Panaiti Strati îl chema Gerasim. El a mai avut un frate, tot cu mama lui Joița, da, și cu acest frate a murit. El se numea Gerasim. Așa că următorul născut, cum este în tradiția acestor familii care au o natură tribală până în secolul 20, i-au spus tot Gerasim, dar maică s-a spus Panait și în familie tot timpul el a fost Panait, deci Panaiti Strati este așa cum era el cunoscut în familie. Și erau mulți, mai avea o mătușe și doi unchi, Anchel și Dumitru. Dar a rămas un copil din flori și trebuie să știți că mama mea era copil din flori, știu ce înseamnă această psihologie. Deci îl înțeleg pe Panaiti Strati ce dramă psihologică a dus cu el toată viața, să fie copil din flori. A făcut așadar 4 clase, chiar el spunea că a fost un elev prost, și a fost. Nu știa, am văzut niște pagini de manuscris ale lui, nu știa gramatica limbii române și a și spus și el că n-a citit niciodată o gramatică. Citea dicționare, de pildă, atunci când vrea să înveți o limbă străină. A învățat franceză și avea această alergie la gramatici. Era un autodidact, așa cum ne putem da seama prin faptul că avea o școlaritate atât de precară, Panaiti Strati a fost un autodidact. Tot ce a învățat singur. A avut un profesor care era și directorul școlii și care l-a învățat ceva din cauza că era cu vorba bună. Prefera, în locul bătăii, cum era în primii 2 ani de școală, prefera vorba bună, convingerea, îi făcea pe copii să înțeleagă ce li se preda și se pare că această metodă a prins la Panaiti Strati. A învățat, repet, 4 ani în 6 ani, dar primii 2 ani au fost catastrofali pentru că metodele acelor profesori erau brutale. În ultimii 4 ani se pare că s-a acomodat mai bine cu școala, dar a plecat. Când a terminat 4 clase, a plecat. Trebuie să spunem că școala atunci funcționa după legea școalelor din 1864, în care învățământul de 4 clase, școala generală, era obligatorie și gratuită. Altfel spus, Panaiti Strati a stat în școală pentru că nu trebuia să plătească nimic, ei fiind săraci lipiți. Deci maică sa n-ar fi avut bani să plătească nici măcar un leu ca să-l țină pe iubitul ei copil, Panait, pe care îl iubea într-adevăr. Era o dragoste și între mamă și fiu reală și care a durat pe toată viața. Așa că el are 4 clase pentru că era obligatoriu să-i facă. Dacă nu făceai cele 4 clase, urmau mari amenzi și tot felul de alte sancțiuni administrative, așa că maică-sa a fost obligată să-l dea la școală, l-a dat, dar apoi l-a lăsat de izbeliște pentru că mâna nu se putea înțelege cu Panait, care era un vagabond, instinctiv era un vagabond, nu în sensul peiorativ că se ducea și juca barbut la colțul străzii, el pleca în Hoinăreli, da? Unde vedea cu ochii. Fascinația lui era portul Brăilei, trebuie să spunem, în ciuda faptului că unii biografi ai lui au spus că Panaitis Strate venea de nicăieri, nu este deloc așa. Brăila era la data nașterii lui 1884 un oraș cosmopolit, un oraș al elitelor. Era un oraș bogat, al cincilea din România ca avere. Era apoi un oraș în care exista un amestec de populații foarte benefic. Erau greci, mulți, se vorbea multă greacă, erau mai multe cartiere grecești. El de altfel a făcut școala și a avut primele lui joburi în cartierul grecesc. Era un oraș cu un trafic, cu un comerț extraordinar de intens și care dezvoltate o pătură bogată. Elita Brăilei era o elită care a construit și asta se vede ce a mai rămas în Brăila, că e făcută praf, cartiere și case foarte mari și frumoase, foarte luxoase. Era o Brăilă care a dezvoltat și o intelectualitate foarte variată și foarte cultă. De aici vine Sebastian, de aici vine Nae Ionescu, de aici vine Ana Aslan, ca să vă dau cam ce a putut să Nicolae Carandino, dar mulți, sunt sute de intelectuali care au făcut gloria Brăilei, inclusiv în secolul XIX și apoi nu mai vorbesc în prima jumătate a secolului 20, până când orașul s-a romanizat, au plecat grecii, au plecat rușii, au plecat toți care... Orașul s-a ridicat prin comerț. Era un oraș cu un trafic foarte intens în care se comercializa totul. Trebuie să vă spun că la sfârșitul secolului XIX, bursa de cereale a Brăilei dădea prețul cerealelor în Europa. Deci aici se stabilea cât costă o tonă de grâu, de pildă. Era un oraș foarte puternic economic, deci cu o negustorime foarte articulată, cu cartiere luxoase, cartiere bogate, bine construite, dar trebuie să mai spunem un lucru, Istrati nu aparținea acestei lumi. El era de la o margine de oameni sărmani, maică sa v-am spus, era spălătoreasă cu ziua, cea mai umilă probabil dintre ocupații, nu aveau așa, iar el a făcut 4 clase și apoi a plecat în lume. Îndată ce a terminat aceste 4 clase, te repet cum v-am spus, în 6 ani, la 13 ani, el intră ca băiat de prăvălie în Brăila, la un restaurant. Există clădirea și astăzi, un colț așa. Istrati se plânge de tratamentul pe care îl aplica patronul acelei cârciumi, pleacă de aici după mai multe bătăi și de tratament prost, duce la altă cârciumă și schimbă meseriile în următorii ani, să zicem de la 13 la 20 de ani, tot timpul. El nu are o meserie. Poate ceva mai mult s-a lipit de el faptul că zugrăvea case sau interioare de case. Faptul că la un moment dat își cumpără un aparat de fotografia și devine fotograf, așa îl știm în celebra lui fotografie de la Nisa. Dar nu avea de fapt o meserie. Nu făcuse nicio școală, învăța pe furate meseria pe care o praia. Băiat de prăvălie, vânzător, chelner, hamal, mecanic, pasnic de hotel, steward de hotel. Băiatul era om de servici în hotel la Constanța și la Baldovinești, lângă Brăila, la 5 km, unde e și stațiunea Lacul Sărat. Povestește-l în cărțile. Toate cărțile lui sunt autobiografice. Toate aceste experiențe el le-a scris separat în diferite titluri pe care le-a publicat apoi, începând cu 1922 până în 1935, când s-a prăpădit în aprilie la București de tuberculoză, pe strada Paleologul numărul 5. Locuia și acolo a murit la ora 3:30. Să mai spunem un aspect al vieții lui timpurii, s-a amestecat în portul Brăila în chestiunile sindicale. A condus o grevă, a organizat un sindicat, a scris în presă despre condiția muncitorului, foarte vehement, foarte critic la adresa patronatelor și a legii meseriilor care funcționa atunci în România, și asta a făcut un oarecare nume. Era un om evident de stânga, un om care era de partea celor defavorizați, a proletarilor, a hamalilor din port. Nu a fost niciodată de partea burgheziei. Putem să spunem, astăzi suntem în 2024, că din 1922, când începe să publice și devine un scriitor foarte popular, a avut și drepturi de autor foarte consistente și a devenit un burghez, un om care își putea permite să meargă în cele mai scumpe restaurante din Paris și a fost văzut, există descrieri de acest fel, și să iasă cu femei frumoase, sau și-a schimbat stilul, n-a mai stat între proletari, între oameni de proastă condiție, ci s-a amestecat cu burghezia pariziană pe care a frecventat-o. Nu s-a simțit rău în postura asta, trebuie să spunem. Am să mă opresc cu relatarea mea în următorul minut, de ce aș vrea să vă povestesc ce s-a întâmplat în 3 ianuarie 1922 cu Panaiti Strate. În 1916, Panaiti Strate a plecat în martie în Elveția, unde a stat într-un sanatoriu, a încercat diferite meserii, a fost tractorist, a lucrat la calea ferată, a făcut multe munci necalificate, a învățat franțuzește, trebuie să spunem, a învățat binișor franțuzește ca să și scrie. El a fost un scriitor de limbă franceză, deci cărțile lui Strate sunt în limba franceză, cum avem și cazul Eugen Ionescu, care sunt piese, da, e scriitor român, dar sunt piese scrise în limba franceză, cu știința lui de carte franceză, pentru publicul francez. Așa este și cu Panaiti Strate. În Elveția stă până în 1920, când pleacă la Paris. Aici un episod interesant este că devine membru al Partidului Comunist, deși un an mai târziu și aruncă legitimația, carnetul, da, roșu de partid în Sena. Ne povestește cel mai bun prieten al lui din epoca aia, Alecu Constantinescu. Rătăcește fără rost prin Franța, nu are meserie, nu este angajat pe nicăieri, nu are relații, nu mai este în România, în mediul lui, da? Și în 1922 se duce la Nisa. La Nisa, pe data de 3 ianuarie, își taie beregata. Asta în Jardin Albert, Parcul Albert, să spunem, ar veni în românește, este dus la spital și abia scapă. Deci nu s-a știut o vreme dacă scapă sau nu scapă. Și a tăiat foarte serios gâtul. Norocul lui a fost, și aici am să mă opresc și facem un alt episod, norocul lui a fost că între timp el îi scrisese lui Romain Rolland și în care i s-a prezentat și din nefericire pentru el Romain Rolland n-a primit scrisoarea. Romain Rolland luase premiul Nobel în 1915 pentru literatură, era un fel de monstru sacru al culturii franceze, deasupra au-dessus de melea, adică deasupra vieții literare, era un fel de semizeu așa, dar scrisoarea nu l-a ajuns pentru că Romain Rolland a plecat de la Villeneuve, unde locuia. După ce s-a întâmplat nenorocirea cu sinuciderea lui și a scăpat și cu viață, s-a găsit o altă scrisoare către Romain Rolland și în felul ăsta i-a parvenit prin intermediul ziarului comunist L'Humanité. Romain Rolland avea vederi de stânga și prin asta i-a parvenit scrisoarea. A scăpat, dar s-a mai întâmplat ceva și aici ne oprim. Romain Rolland, impresionat de destinul corespondentului lui care venea din România, de la cotul Dunării, l-a ajutat să publice. I-a spus, scrie, nu te mai făicări, nu vreau imprecațiile tale, scrie, vreau manuscrisele dumitale, nu povești. Ceea ce s-a întâmplat. 2 cărți vor apărea în scurt timp, Chira, Chiralina și Moș și Anghel, care îi vor asigura gloria. După părerea mea, sunt și cele mai bune pe care le-a scris. Tânăr, debutant, proaspăt, nu? A venit cu lumea lui din Balta Brăilei, cu lumea lui de la cotul Dunării și el era, am spus deja, un povestitor oriental, să simte danful Orientului și Levantului în tot ceea ce a scris și a făcut un mare succes. Un mare succes. A devenit un scriitor popular, foarte cumpărat, foarte căutat de cititori. Librăriile erau pline de cărțile lui, era o noutate absolută, iar Romain Rolland era un om de mare influență în cultura franceză și a putut să-i deschidă niște uși, ceea ce a și făcut. Atât deocamdată despre eroul meu, Panahitis Strati. Cu un alt episod vom povesti ce urmează cu viața și cariera lui Panahitis Strati. Numai bine, pe curând! Radio Classic, un radio în culori.